toate persoanele se nasc libere și egale în demnitate și drepturi, indiferent de rasă, etnie, vârstă, gen, religie. Acesta este principiul care stă la baza dezvoltării democratice și reprezintă una din valorile cheie ale Uniunii Europene. Înaintarea Republicii Moldova pe calea integrării europene implică parteneriate puternice cu toate țările Uniunii Europene pentru a face ca condițiile de viață a fetelor și femeilor în Moldova să fie mai sigure. Aceasta ar însemna să înceteze violența împotriva femeilor, inclusiv violența psihologică. Fetele și femeile în Moldova s-ar simți mai în siguranță și mai împuternicite atunci când vor fi eliminate disparitățile de gen pe piața forței de muncă, când vom avea o participare echitabilă a femeilor și bărbaților în diferite sectoare ale economiei. Mai multă siguranță vor simți femeile atunci când va fi eliminată discrepanța salarială de 14% în remunerarea femeilor și bărbaților pentru aceeași muncă prestată și să ne asigurăm că nu mai persistă disparități de gen în ceea ce privește pensiile. Moldova europeană este țara în care fiecare fată, băiat, femeie și bărbat se simte în siguranță și are posibilitatea de a influența destinul său și al țării.